Să dăm și la twistere. La twistere, ia. Mesajul a fost zi frumoasă, a doua partida mea la twistere. A doua partida la twistere. Așa șmecherie aici, mă, Iule. Albu, albu. Și cu negru, și cu verde, și cu negru. Depinde de joc. Depinde de joc. Da, nu trebuie să mergeți. Mai stați lângă mine, mai veniți mâine și vă arăt eu șmecheria. Uite, domn profesor a luat 5 la rând. Și e prima dată când dă. Dar o face așa, balan, balan, nu. Am alt stil, neacostil face așa. Dar sunt stiluri multe de păcăleală. Dacă trebuie să-l practici pe al lui Neacostel, tot la ala. Frumos. Te-a văzut o țară întreagă. Păi da, și cu domnul Emil nu i-a luat niciunul. Păi nu, dar eu mă duc. Ai la apă băgată? E cu el pe verticală? Adică eu vreau să-l încerc în larg. Să vedem cum trage în larg. Pe mine asta m-a interesat, să-i dau o gâșganie în larg. Ce fac ăștia la socoși aici? Porcele, ce fac? Acum nu-i mai bag muștile pentru o leacă de ăsta. La țambal o leacă. Să vadă și cei de la fătoliu o leacă. Vreau să încerc twisterul ăstea pe larg. Să vedem dacă e. Că pe muscă luam bine așa. Prieteni. Cu curaj de suferință. Și acum ne perfecționăm pe stiluri. Trecurăm de la muște la twistere. Aici e alt stil, așa, la muscă asta, la twistera, aia, da ce-o, bă? Bă, trage și în larg, bă, la twistere, ce mișto e. Serios, mi-a tras. S-a văzut la băț. Ai băgat muzică, Neacostele? S-ar putea ăla să stea să asculte muzică, să mă dragă. Un băiat acolo, da. Câteva ciucuri am avut. Și merge pe verticală la twistere, domnilor și domnilor, în direct de la Craiova. În direct de la Craiova vă prezentăm cum trage mreana la muscă artificială. Jiu, jiu, ia uite-l, Johnny Caracuda. Nu mă, ideea e de sistem, așa. Ți-am zis eu că n-am simțit alea degeaba? Deci îi dădeam ele. Trebuia să-i dai direct atunci. Ne-a învățat la tuși de acum.
E belea naibă. Nu mai scăpăm de twistere, ne-a luat invazia. Stai să mai mă joc. Să simte și pe verticală. Păi știți unde vine domnul Emil Stilu? La noi, la Golești. Noi n-am știut să-i dăm. Păi bune, dacă mergem la ăla, la balastieră, dacă nu-l rupem. Că acolo e în toată zona, e numai șalul. Dacă vă zic eu. Noi n-am știut să-i dăm, că vedeți că e o chestie. Și legat pe direct și ăla, nu e așa balan-balan, cum vrem noi. Păi prietenul meu ia câte 30 de kg la Severin de ăștia, numai pe tuștere. Și somp între ei. A, ce i-a dat și ăsta cioc. Ia dați-l larg încolo. Știți cât trage? Nu v-ați intrat în mână? Păi musca o ia mai repede. Oricum am și băț. Am bățul mai moale, nu e ca la musca. Păi Negostel trebuie să-l facă. La scalie? Nu. A, tot pe tuștere sunteți? Ăștia cred că pun partea asta să mijloc. Că trebuie să o grămadă. Asta e alt stil. E alt stil, ia mă, să-l vedem pe Neacostel. Tot Neacostel e în acțiune. A, iată, l-a duce la cameră. Da, da. Zidu. Bagă la băi să vadă că trage. A, păi nu eram în direct. Hai, mai bagă doi. Să filmez, cum să nu? Hai să vedem ce este de aici, de la mare la chil. A dat cineva alarmă. Aha, frumos, da. Direct și în exclusivitate, ia. Agăța. Am agățat vreun fir ceva? Se simte vreun fir? Nu știu nimeni nimic. Dăm înainte. Aha. Păi eu ți-am zis, eu de când zic, să simte ceva fir, nu zice nimeni nimic. Dă sfătul. Ia uite bă, și ne-a costit o mare bă, și noi încurcare în firul de. Hai, ia-o pe partea la. Hai, dă sfătul tu de acolo, că ești mai tânăr. Așa mă, ne-a costit, uite-mă. La Maro, vezi?
Ușor, ușor. La maro, la maro. Ia să vedem, maro. Mai și norocul. Și pe domnul Emil în direct și în exclusivitate. A, mă, băieți, mă. Alb cu roșu, vei? A prins jmenul. Primul e greu. Păi da. Așa că eu cred că de-aia a rămas eu fără codiță. Păi și mie mi-a luat la unul. Nu trebuie de mumeala din gură, mi-a tăiat codiță. Și mie mi-a luat. Dar nu-i de-aia, bine că lui de-aia de-aia până la... N-am mai agățat-o pe acolo, pe pute. Las-o jos. Hai, mă, frizerul, mă, ce vreau. Las-o jos și ia muștele alea. A, e băgată. Păi uite-ți bă aia cu muște deja pusă jos. E băgată pe verticală. Mai las, mai slab? În direct cum se descurcă... Stai... În direct cum se descurcă o linie... agățată de altă linie. Hai că linia la Badibon nu știa ca bă. Mi-intră omul la mâna din șenemi. Băi mâna în pantaloni. Uite-mă până acostă în greu. Ce se duce ăla, mă? Da, 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 da. Cum, zero, fă-i cu afura, dă-mă încolo. Tragem? Doi pe babă și aia slabă. Gata? Să nu te agăți de mânușă. Mersi. Ala e, direct pe el. Stai că dau la avat, iată. Bă, dă-i tu, hai că dau mai aproape eu. De. Mai dau pe direcția ta. Uite unde am aruncat aici. Tu dă-i mai așa, ala. Așa, domnul Costel, băgați mințile în cap. Nu știu că vă întoși trebuie. Bine, păi să nu am mai nicio gulire. Și un șalou la twistere. Frumușel, frumușel. Așa, domn profesor, băgați-le mințile în cap. Domn profesor, merge treaba? Merge? Și-a domn profesor. Dacă merge, merge. Calitate japoneză. Bagă-ne Ovidu, bagă tata. Nu sta. Pragu, pragu.
Până la urmă începe să-mi placă și la prostile astea. Nu se nu pască. Da, da, da. Oh, ăsta. Dar trebuie să ai răbdare cu carul aici. Numai că la muscă. Da-i vedeam eu pe aia cu de altul și trebuie. Ții, ce fac băi acolo, ții, că nu-mi înțeleg nimic. Nu înțelegeam mari lucruri. Mai fa față, voi nu mai fa față. Hai, voi, vidru. Ți-am zis să-ți dau linia treaba ta. Te și distrai, făceai. Ia uite până acolo ăsta. În direct. Bă, cu un buzunar, o ieși și-o pui și ăsta. Stai cu un pește. Toată ziua. Uite și tu. Linie prinzătoare. Pe maron. Bună, Costelor. Am revenit la vizită. Acum plecăm, acum. Au! Ce zici? N-am casca la mine. Da, mă, cât trage șalou, tu pleci acasă, ce? Te-ai trezit la cap. Bagă twisterul. Vină cu acă, trage. Asta e cea mai bună, oră unde pleci acum. Te mai întâlnești cu ocazia. Dă-i și noi, cine, dă-i și noi. Acu i-a venit foame. I-a venit foame. Ai ce încă nu-i drag? Dar pe tot dai, la... Nu credeai mai ce-o păi trece să-mi coa dacă vrei, să dai acolo. Nu trec. Nu mai sunt bețele alea scurt. Da, nu. Aia e pe la ăla. Erau bețe scurt, era altă cum. Păi de n-ai și cum să o schimb, că dacă dai sub putre să-l ai lung, trebuie să și transmite, n-ai cum să dai cu parul. Cam dat cu parul și la mai mic. Mai multe cumulate n-avem ce să faci. Da. Așa e. Dar și s-a încălzit, Oleg. Dacă nu ai ceață. Pus seara. Mâine mai veniți? Nu cred că mai vin. Îmi găsesc că după cu două la... Da, știu că aia nu mâncă acolo la bunică. Hai! 5 minute, mă, să fac și termin și asta. Cât e, mă, ceasul? Zii cât e ceasul acum. 5 și 10, la și 20 plecă, gata. Hai, mă, ce n-ai... 10 minute acum... Multe mașină. Ah, e tribal. E tribal. Bă, la 5 și 20 plecăm. Ce n-ai mea acum? Nu ești pescar? Bă, dar ești pescar și tu ce n-ai mea? Păi trebuie să spui, bă, tată, plec la 30, mai venea ce.
Ați văzut, domnule, de experiență? Ați văzut, băieții? Da. Sau să jucăresc, a văzut că am luat eu șoală. Să jucăresc, a văzut că am luat eu șoală. Da. La, și 20 sunt acolo. Hai. Sunt, ați avut dreptate. Da. Parcă Dumnezeu a vorbit cu Dumnezeu. Dar nu mă așteptam, înțelege? Azi cu orice stăm la pescuitor, mergem la tăiadă cu cinci. Când mănâncă pește? Sămânța e sămânță, una e laica a venit să dau una cu una cu gata. Da. E roade, e durat de rău. Auzi, l-am pocat. Și ce face? Bă, nu prind, hai să merg. Da. Mie îmi spui. Da, vorba de asta. Cum e mâna cu asta? Merge treaba? Nu. Hai, că eu vă las, ne vedem sănătoși. Te va aminte pleșu. M-am distrat oricum la așa, l-am învățat ceva. Bă, că trage și pe vertical așa. Și pe în larg, mi-a ciugulit. De ce bun sistem? Cu twister. Știți cum fierbe acum, astea minutele astea? Le crește tensiune. De ce stric eu? Trebuie să spună, bă, nu l-a pus pe domnul. Spui când ajung, bă. Păi nu e păcat că intrare? Asta a mărit ziua de 5-20. Suntem pescuit de răbdare. Stai de răbdare, că te grăbește cineva să strici pe. Hai că eu v-am lăsat. Sănătate, Doru? Mă duc să grăbesc, găsești.